Salut, camarazi! Sunt Nea Petrică, povestitorul de pe canalul Geto Dacia, canal de YouTube. Astăzi o să vă prezint o short story, o poveste scurtă despre o frescă, cum se întâmplă în viața, cum e viața, cum sunt oamenii, cum e căsătoria, cum e dragostea, cum după aia dragostea devine rutină, se răcește și așa mai departe. Cum sunt oamenii în general, buni și răi, cu bune și rele. Deci, era un om care se căsătorise de tânăr, își luase o soție frumoasă, după 2-3 ani a avut și un copilaș și ușor, ușor soția lui a mai făcut o fetiță, un băiețel și tot așa, până la urmă avea vreo 3 copii. Dar știți, timpul trece, oamenii se schimbă, deci, ca să zic așa, era povestea clasică. Dragoste, căsătorie, copii, deci armonie, fericire, bucurie, să zicem așa. Au trecut ani, omul a trecut și el de 30, a trecut de 35, a ajuns la 40, a început să-i albească firele de păr și lui nevastă sa la fel. S-au mai răcit puțin, a intervenit rutina, dragostea e frumoasă la început, după aia rutina o ucide. Așa. Deci copiii la un moment dat au crescut și ei, să zicem așa, și au luat zborul de acasă, el cu nevastă-sa acolo, el cu munca lui, nevastă-sa cu casa, cu nu știu ce, ca orice femeie, deci ani au trecut, dar ceva îl nemulțumea în treaba asta pe omul ăsta. La un moment dat și-a luat și o amantă, înțelegi că clasicul, de exemplu la francez, amanta și amantă sunt clasic, metresa, știi? Așa. Și-a luat o amantă, așa, o amantă e un fel de schimbare, că te plictisești de aceeași femeie, având o amantă, era mai mult piper, așa să zic, în viața lui, dar parcă tot mai lipsea ceva, știi? Copiii în general veneau doar să ies să-l tapeze de bani, când aveau nevoie de bani, tati dăm și mie 1000 de euro, dăm și mie 2000 de euro să-mi iau mașină, să-mi iau țoale, să mă duc și eu în plimbare, să mă duc la Paris, să mă duc încolo, să mă duc încoace, știi? Așa. După aia, vă dați seama, ca să zic așa, la un moment dat, trăia cam paralel cu nevasta lui, știi? Deci se cunoșteau, își cunoșteau și tabieturile, și părțile bune, și părțile rele, deci era așa, cum să zic, un fel de bălăceală, știi? La un moment dat, omul avea o treabă la o bancă într-o zi, se duce, parchează mașina, când se urce pe trotuar, dă nas în nas cu el însuși. Cine era? Soția lui. Un bărbat care semăna perfect cu el, omul a înlemnit. Și mie mi s-a întâmplat treaba asta în Germania, când m-au agățat acum în 86, mi-au adus vreo 7 inși care semănau cu mine cam 90%. E ciudat să te vezi dublu, știi, în aceeași încăpere, știi? Așa. Omul s-a uitat la ăla, a înlemnit, deci era el îmbrăcat altfel, știi? Omul i-a venit o idee. Ce domne, uite care e treaba, văd că semănăm amândoi, știi? Ba, semănăm chiar foarte bine. Nu vrei să facem un târg? Ăla e ce târg? Ăla era, să vedea, după îmbrăcăminte, era mai modest așa. Ăsta, primul personajul nostru, ajunsese, făcuse carieră, avea bani, avea vilă, avea de toate, avea mașină bengoasă. Ce domne, și eu m-am cam plictisit cu viața asta mea. Uite, am de toate, da? Aș vrea să fiu și eu ca pasărea cerului liber, să nu mă întrebe nevasta nimic, copiii nimic, să nu dau socoteală la nimeni, să trăiesc așa cum vrea mușchii mei de dimineață până seara, măcar o perioadă. Ce nu vrei să facem un târg? Ce târg? Hai să schimbăm hainele, că erau și aceeași statură, hai să schimbăm hainele. Eu spun totul despre viața mea, cum o cheamă pe nevastă mea, pe copiii mei, unde stau, nu știu ce, și joci rolul meu, că semănăm perfect. Așa, îți spun, am și o metresă, o amantă, spun unde stă amanta, nu știu ce. Ăla era cam modest, așa, și domne, cât îmi dai? Păi ce, uite, îți dau 10.000 de euro numai să-mi ții locul o lună de zile, știi?
Omul i-a spus totul, cum e nevastă sa, ce tabieturi are, copii, nu știu ce, amanta cum e, unde stă, cum o cheam, așa. Gata, zi și făcut. S-a dus, a scos 10.000 de euro, de dolari de la bancă, i-a dat omului, s-a dus într-un colț mai ferit, așa, au schimbat hainele, el și-a a luat așa de nebun până lume, ăla altul s-a suit în mașina lui, s-a întors unde îi dătusesc de adresa că ar fi stat. Ajunge acolo, bună, bună, nimeni n-a observat că nu mai era aceeași persoană, că semăna perfect cu bărbatul din prima căsătorie. Am mers o perioadă așa, nimeni nu se prindea de nimic, nici nevasta nu se prindea, că normal că pe nevastă sa nu mai o atingea, știi, că să vedeți că numai amanta și-a dat seama. Nevastă sa nu s-a prins că el, soacră sa nu s-a prins că e sosie, copiii nu s-au prins, mergea totul strună, știi, toată lumea credea că soțul e acela, dar era o sosie, așa. La un moment dat se duce și la amantă, știi, într-o seară se duce și la amantă, lugu-lugu, dă-i încolo, dă-i încoace, e normal că s-au iubit cu amanta. Și ce credeți, în toată lumea asta, numai amanta și-a dat seama că nu e aceeași persoană. Nu știu dacă vă dați seama, ia gândiți-vă o secundă. Amanta, din cauza lungimii și grosimii, și-a dat seama că nu mai e aceeași persoană, înțeleg? Deși semăna perfect cu primul, numai amanta și-a dat seama după lungime și după grosime și-a dat seama că nu e el. Deci, camarazi, v-am spus o istorie veselă, sper că v-a plăcut, sper că nu vi se întâmplă așa în viață, deci rămânem împreună, umăr la umăr, precum catarii, mă găsiți pe canalul YouTube Geto Dacia. Pa, camarazi!